Acum, fiul omului, ți-am pus străjeri peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Apostolul Pavel îi transmite un mesaj important lui Arhip și spune în Coloseni 4:17, spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Din cuvântul care l-am citit, transmis din partea lui Dumnezeu, am înțeles că slujba păstorului și a prezbiterului este slujba unui străjer și are încredințate din partea lui Dumnezeu responsabilitățile unui străjer. Străjerul are o misiune importantă pentru că de slujba străjerului depinde viața altora. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 2, versetul 8. Acolo erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă împrejurul turmei lor. Nu mi-am propus să predic astăzi, mi-am propus să îi dau fratelui Cristi o schiță cu câteva precizări și orientări și el are lumină și descoperire de la Domnul și va completa schița asta ca să poată sluji bine în lucrarea în care Domnul l-a chemat și zic Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Fac câteva precizări. În ce privește responsabilitățile străjerului, mai întâi acesta trebuie să vegheze. El este un observator, el este un paznic. El trebuie să aibă în vedere ceea ce se întâmplă și vreau să vorbesc despre vigilența lucrătorului, a străjerului. În prima epistolă, Apostolul Petru, în capitolul 5, în versetul al doilea, spune păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră. În Isaia, în capitolul 21, în versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa mi-a vorbit Domnul, du-te și pune un străjer ca să dea de veste despre ceea ce va vedea. În a doua epistolă, Pavel spune lui Timotei în 4:5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Tu fii treaz. Străjerul trebuie să fie treaz, nu doar să fie în post, trebuie să fie și treaz. Că dacă nu, s-ar putea să țină doar postul blocat. Ieri îmi spuneau frații la conferință, frați lucrători, măi zice, nu ți se pare așa o distanță cam mare că pentru mâine frații te-au luat din mină și te-au pus lângă președintele de comunitate să slujești. Zic, nu, că Biblia spune de uniformizare, că orice vale trebuie așa și orice deal trebuie să se mai lase. Și dacă tot a venit vorba despre mine, mi-aduc aminte că atunci când au intervenit disponibilizările, s-a dat o lege că fiecare trebuia să-și dea demisia cu 30 de zile înainte, dacă ocupa un post de conducere. Și unii așa mult au ținut la postul acela, că slujbă nu mai făceau în ultimele 30 de zile, încât au ieșit în disponibilizare cu post cu tot și s-a desfințat postul. Au stat și au ținut postul blocat o vreme, că nu făceau nimic, că ei iasă, ei pleacă, ei se disponibilizează, inginer sau șef de echipă, dar au ieșit la pensie sau au ieșit disponibilizați cu post cu tot. În postul așezat trebuie să fii treaz. Adică trebuie să fii atent. Scrie cuvântul în Habacuc, în capitolul al doilea, da? În versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde. Mai întâi străjerul trebuie să fie atent la Dumnezeu. Și este așa de important ca lucrătorii să se așeze înaintea Domnului în rugăciune și să aștepte să le vorbească Domnul, să primească inspirație și lumină și orientare.
și să primească putere în slujire. Trebuie să fie atent străjerul la Dumnezeu, să văd ce îmi va spune. Eram pe turnul de strajă, la locul meu, ca să fiu atent ce îmi va spune Dumnezeu. Apoi, străjerul trebuie să fie atent la el însuși. Trebuie să fie atent la tine. Spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 4,16, fii cu luare aminte asupra ta însuți. Lucrătorii sunt puncte de referință. Ei deschid și croiesc cărări și drumuri. De aceea spune în Evrei 12,13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru ca cel care își chiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Fii cu luare aminte asupra ta însuți. Fii atent la ce vorbești, pentru că verba volant. Fii atent la cum te îmbraci, fii atent unde te duci. Toate acestea trebuie să privească slujitorul în lucrarea ce o face. Lucrarea slujitorului, a străjerului, nu este numai la biserică. Și biserica nu este doar aici între ziduri. Biserica este lăsată în lume și este lăsată în oraș. Și dorim mărturia bisericii să fie vie, să fie clară și să fie potrivită cu voia lui Dumnezeu. Și lucrătorii să poată dovedi că merg pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos și să poată spune ca și Pavel, călcați pe urmele mele. Atent la tine însuți, atent la unele lucruri care se întâmplă și trebuie luat atitudine. Și aici trebuie să fii atent la biserică, la turma Domnului Iisus Hristos. Îmi spunea un frate păstor, a venit cineva, pentru că sunt unele întrebări așa cu tâlc și trebuie să fii foarte atent, și m-a întrebat, frate, e adevărat că Dumnezeu iartă și pe cei care divorțează? Ce să-i răspuns? Că pot el vrea să divorțeze. S-a supărat omul și acum așteaptă să-i mai dea cineva o dezlegare. Dar poți să-i spui că nu iartă? A fost cineva în situația asta, nu știu din ce motive, Biblia amintește unele motive extraconjugale și spune că nu-l iartă. Cineva m-a întrebat zilele trecute din biserică un lucru și am spus, la răspunsul acesta nu aștepta, la întrebarea aceasta nu aștepta răspuns cu da și nu. Trebuie să stăm de vorbă. De aceea trebuie să fii atent ce învățături intră în biserică și ce învățături se dau. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei 4,16, fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. De învățătura aceasta va depinde veșnicia cuiva, va depinde viitorul cuiva. Fii atent la ce hrană se dă. Cred că principiul nostru este să fie hrană la staul și oile vor veni. Dacă nu este, oile se duc pe la alte biserici sau stau pe acasă sau urmăresc transmisii live. Apoi atent să nu intre păcat, să nu intre învățături străine. Străjerul este așezat pentru această lucrare, să vegheze. Să fii atent. Atent la ceea ce spune Dumnezeu. Atent la El însuși. Atent la biserică. Și apoi trebuie să fii atent și la familie. Nu în ultimul rând. Nu rare ori sunt cazurile în care frați și surori iau modele greșite și spun, dacă în familia aceea s-a întâmplat și acolo este un lucrător, atent la familie. Familia te poate descalifica din slujbă. Nu poți să fii un om evlavios și un sfânt la biserică și să-ți dea Domnul har și acasă
rămâne o soție poate întristată. Spunea un frate păstor la ordinarea mea de prezbiter: mi s-a întâmplat odată când să plec, soția mi-a pregătit toate hainele. Noi am avut un viu schimb de vorbe, de certat nu ne-am certat niciodată și nu erau lucrurile chiar în regulă. Și, dar ea mi-a pregătit și cămașa și costumul tot și eu m-am pregătit să plec. Și când să plec, o zis, da, așa pleci. Și m-am uitat, zis, da, da, așa, ce nu-i în regulă. Nu știu, zice, tu știi, așa pleci. Nu poți să pleci așa. Atent la familie. În al doilea rând, străjerul trebuie să delimiteze. Am urmărit ce spune dicționarul explicativ al limbii române despre străjer și scrie acolo: străjerul delimitează granițele. Erau așezați străjeri în zonele muntoase să delimiteze zona și granița. Vai de cel ce spune bine lui rău și rău lui bine, arată cuvântul. Și arată Dumnezeu, cu părere de rău, trebuie amintit asta, că se întâmpla în poporul lui, Osea 5:10, că peteniile poporului sunt ca cei care mută semnul de la hotare. Există o limită impusă de Dumnezeu. Noi nu avem păreri, doctrine și oricât am vrea noi să... Noi trebuie doar să spunem poporului și împreună cu familiile noastre să urmărim voia lui Dumnezeu și limitele în care trebuie să ne încadrăm din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Străjerul are această încredințare de sarcină să delimiteze. Și în al treilea rând, străjerul trebuie să înștiințeze. El trebuie să vegheze, apoi trebuie să delimiteze și trebuie să înștiințeze. Așa am citit din cuvântul lui Dumnezeu: acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie, cuvântul trebuie, arată, implică un imperativ. Și când este imperativ, nu mai poți să zici că dacă aș putea, dacă ar fi mai multe posibilități. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. În Ieremia spune cuvântul lui Dumnezeu, dar mai întâi citesc 62, Isaia 62 cu 6 și apoi mergem la Ieremia în ce privește poporul. Aici, în ce privește lucrătorul, 62 cu 6, pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care duceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Există concediu pentru lucrători? Pentru străjeri? Am întâlnit într-o vizită scurtă de câteva zile pentru slujire în Germania, am întâlnit un frate păstor și l-am întrebat de cât timp este acolo. Plecase pe acolo să agonisească, alții pleacă să aducă salutări de peste ocean și mi-a zis că de vreo 4 luni. Și am zis, frate, dar poți să lipsești atâta din biserică? Eu pot, că eu sunt păstor asistent. A, vezi, tu nu poți, tu trebuie să te întorci. Nu ți-ar prinde rău nici ție niște bani în plus. Pe lângă ce iau de la, pe lângă ce am luat de la mine, nu din slujbă. Și zice, eu pot să lipsesc, sunt păstor asistent. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 62 cu 6, așa am citit: am pus niște străjeri și de slujba acestor străjeri depinde viața altora. Când frații m-au pus în slujbă acolo la Cimpa, păstorul coordonator de zonă a spus: astăzi te legăm de biserică. Eu aveam formație și mergeam în țară și cântam și dacă mai trebuia transmiteam și câte un mesaj evanghelistic și frații se bucurau de noi. Și a zis păstorul: astăzi te leg de biserică.
Și eu m-am speriat așa, parcă aș fi renunțat chiar în ziua asta. Mă legați tare, frate, am zis, frate păstor, mă legați tare de biserică. Da, te voi lega strâns de biserică. Ascultați mai departe, citim cuvântul din Ieremia 6:17. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Dacă străjerii nu veghează, dacă străjerii nu delimitează foarte clar și dacă străjerii nu înștiințează, poporul poate să fie dus în rătăcire, poate să fie amăgit, că scrie în Efeseni 4:14 și a citit fratele păstor, prin șiretenia oamenilor în mijloacele de amăgire, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, spune acolo, da? Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Viclean sau șirete, același lucru, dar ei sunt odată vicleni și apoi în mijloacele de amăgire este o șiretenie. Că scrie în 2 Petru 2:1, în noros s-au ridicat și se vor ridica proroși învățători mincinoși care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare. Mesajul așa e bun, e din partea Domnului. Acolo între s-a strecurat ceva, eram prezent într-o biserică, s-a ridicat un vas de lucru și a spus, mi-arată Domnul, în biserica aceasta, în timp ce se predică Evanghelia, diavolul stă la ușă și nu mă aruncă așa și el câte o bobă. Strecoară pe furiși erezii nimicitoare și crezi buruieni, dacă nu ești acolo să veghezi. Mi-am amintesc că eram copil și a predicat la noi cineva. Fraților, noi toți păcătoși suntem. Suntem păcătoși și tot. Asta era tema predicii lui. Și trebuia cineva să vegheze și a zis conducătorul, frate, zi numai de dumneata. Atât simplu. Și mi-a rămas în minte pe toată viața. Păi noi am fost păcătoși, fraților. El spunea că am rămas păcătoși. Asta înțelegeam noi, copiii. Dar după ce a intervenit păstorul bisericii, a spus, frate, spune numai de dumneata, a zis ceva simplu. Și uneori trebuie să intervină. Tot așa eram copil, îmi vine minte acum și cineva a venit și a predicat și a spus, fraților, din ceea ce îmi dă Domnul, din ceea ce mi-au mai dat frații, putem trece un pic peste program. Și păstorul a zis, frate, așa, ca la noi la țară, nu-i musai, zice, să spui tot ce știi. Am învățat și de acolo ceva. Păstorul trebuie să fie atent, că cina trebuia să se dea la timp. Adică e bine să se dea cina la timp. Și de aceea au intervenit fratele păstor. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Și Domnul să ajute poporul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 24:16. Apostolul Pavel sublinia lucrul acesta. Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fără vreun gând dinainte, se amintește acolo în Biblie într-un loc, fără vreun gând dinainte. Adică fără să fii părtinitor. Sunt oameni în biserică, părtinitori, mai sunt și lucrători poate, părtinitori, dacă este omul lui, acceptă orice de la el. Să se îmbrace și mai așa, să mai scape și câte ceva ce nu-i potrivit. Noi consultăm învățătorul după viață, mai întâi nu culegem roade din spin și din mărăcini, apoi învățătorul după învățătură și apoi după stabilitatea lui în lucrare. Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Închei cu câteva versuri ce mi le-a dat Domnul și sub inspirația Domnului am pus și note muzicale, dacă vreți puteți să... Doar fiind curați, veți străluci în lume. Potrivnicul să nu spună nimic. Că voi sunteți chemați sub al său nume să duceți spre Canaan, un neam neprihănit. Ca vrednici slujitori ai lui Hristos, credința sfântă să o păziți într-una. Luptând după adevăr aveți folos și acum și atunci când veți primi cununa. Când lupii răpitori atacă turma, la post să fiți, se cere să vegheați,
că duhuri de amăgire vin într-una să abată de pe cale pe cei răscumpărați. Poporul să rămână în ascultare, dorind prezența Duhului cel Sfânt, călăuzire sfântă în lucrare, spre eterna țară să mergem cu avânt. Străjerul are responsabilitatea să vegheze, să fie atent la ce spune Dumnezeu. Și a spus Petru, judecați voi, trebuie să fim foarte atenți la ce spuneți voi și să avem răbdare cu voi. Și uneori foarte multă răbdare trebuie. Dar trebuie să avem în vedere ce spune Dumnezeu. Atent la tine însuți, atent la învățătura ce se dă în popor, la ceea ce se întâmplă, să nu intre păcat, să nu intre erezii nimicitoare. Atent la familie, asta înseamnă veghere. Apoi străjerul trebuie să delimiteze, dar să delimiteze foarte clar. El nu are voie să dea din numeri că nu știe, el trebuie să știe. Am mai spus la dumneavoastră într-o biserică, îmi spuneau tinerii la sfârșit așa la un par de suc, frate, așa-i că și la noi lucrurile nu prea-s clare. Și am spus, la voi poate, da, dar în Biblie-s clare. Și lucrătorii trebuie să știe foarte clar direcția trasată de Domnul, să urmeze și să ducă poporul după ei înspre Canaan. Și apoi străjerul are o responsabilitate importantă, să înștiințeze. Duhul Sfânt n-a venit să acopere păcatul. Arată în Ioan că Duhul Sfânt va veni, a spus Domnul Iisus Hristos, și va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Domnul Iisus Hristos a vorbit împotriva păcatului. Ioan Botezătorul, alți oameni al lui Dumnezeu au înțeles lucrul acesta, ca omenirea să înștiințeze, ca să poată recupera, pentru că dorim împărăția pregătită de Domnul și să ajungem toți acolo, cu lucrătorii și poporul întreg. Amin.